Ei vin cu două căi pe care noi le avem. Prima cale este să mergem la medicina oficială care noi o avem, da? Și ne ducem să procurăm produse din farmacie. Majoritatea persoanelor care folosesc produse din farmacie pentru eliminarea paraziților, pentru uciderea paraziților din organismul nostru, se termină cu efecte foarte negative pentru ficatul nostru, pentru rinichii noștri. Ok, noi am ucis paraziții din organele, durează 2-3 săptămâni, maxim 5, după care vin copiii și se răzbună pentru părinți și mai tare și iarăși tot e la loc, toate cu toxinele sunt la loc în organismul nostru. Și acum vreau să vin la voi cu a doua cale pe care noi o avem. A doua cale este metoda tradițională. Eu sunt sigur că voi ați auzit de metodele tradiționale, de a scoate paraziții din organism, că este nevoie de plante, este nevoie de ierburi. Dar întrebarea este de unde voi o să luați ierburile date? Dar cum o să le păstrați? Dacă care o să fie proporția care o să trebuiască să o folosiți pentru ca să, să, faci tot acest amestec, ca să fie cât mai bun pentru a scoate toți paraziții? Bine, noi știm că asta este cea mai bună soluție, dar de unde noi o să luăm toate ierburile date? De pe marginea drumului? Eu personal în familia mea nu am nicio persoană care este specialist în domeniul dată și aici într-adevăr îți trebuiește o viață întreagă că tu să studiezi toate lucrurile date. Specialiștii de la Coral Club au, au, adunat toate cunoștințele care sunt în ziua de astăzi tot ce este legat de paraziți și au format un program pe bază naturală, pe naturale, care se numește Parashield. Așa că faceți să vă voi concluziile care ar fi cea mai bună soluție pentru a elimina parazitele din organismul nostru.